Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. La microfon Daniel Său, că astăzi stăm de vorbă cu domnul Veiga Alexandru, senatorul DMR în Parlamentul României. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră în această nouă postură de parlamentar. Bună ziua dumneavoastră și bună ziua ascultătorilor postului de Radio Transilvania. Vă mulțumesc pentru invitație. Sigur, așa cum a zis, n-am mai participat la emisiunea Rotisorul Politic din 2005, pentru că odată cu intrarea noului statut a prefecților și subprefecților de la 1 ianuarie 2006, am devenit înalt funcționar public până în anul trecut, până în 28 septembrie, când m-am hotărât să revin în viața politică și am candidat pe listele UDMR-ului pe postul de senator. Sigur, la momentul respectiv a trebuit să îmi dau demisia din poziția de înalt funcționar public. Am și riscat, pentru că alegerile puteau să fie și altfel. De fapt, se știe că postul de senator în Colegiul Șimleu CEU Silvaniei de fiecare dată în ultimii ani a fost primit prin redistribuire. Dar soarta așa decis și am devenit senator în colegiul numărul 1. Și cum vă simțiți de această nouă postură? Sincer, încerc să mă obișnuiesc. Sigur, după aproape două luni de zile de activitate, din care nici două luni, pentru că o lună de zile a fost vacanță parlamentară, luna ianuarie, încerc să mă obișnuiesc în fiecare zi. Primesc și găsesc anumite soluții, fiecare zi primesc anumite informații despre modul în care funcționează Senatul. Sigur, inclusiv trebuie să te obișnuiești cum, pe unde se intră și pe unde se iese, pentru că clădirea respectivă, Palatul Poporului, este atât de mare că trebuie să ai câțiva ani, cred că, sau câteva luni de zile ca să știi exact mersul dintr-o parte în alta. Bun, am înțeles că ești un pic de înghesuială, sunt mai mulți parlamentari, să știe, sunt vreo 500 aproape. Da, deci senatori suntem în momentul de față 175, pentru că un domn senator și-a dat demisia, și în total sunt 588 de senatori și deputați. Problema mai mare este în momentul în care sunt acele ședințe comune, pentru că sala respectivă este imensă, 588 de persoane când se adună, plus stafful tehnic. Într-adevăr, este destul de dificil și este destul de înghesuit. Dar în rest, în Senat s-au mai adăugat câteva scaune în plus și totul este în regulă. Discuții interminabile, deci pe posturile de televiziune și mass media scrisă, cu faptul de dormiți, cu cazare, cum ați rezolvat până la urmă? Sau cum se va rezolva? Deci, sincer, eu în momentul de față încă stau la hotelul București, dar începând de la 1 martie mă mut în chirie. Deci intenționam, și dacă nu se adopta această lege, adică această modificare a statutului aleșilor, de a ne obliga practic să mergem în chirie pentru a mai reduce cheltuielile Senatului și a Camerei Deputaților, și se vor face se vor face economii, într-adevăr, asta este adevărul, dar eu de la 1 deja am apartamentul închiriat, de la 1 februarie deja am închiriat, dar trebuie să mai fac anumite modificări și condițiile sunt, permit numai de la 1 martie să mă mut. Este o soluție bună asta? Cred că da. Sigur, are și avantaje și dezavantaje, ca de fapt orice măsură care se ia, indiferent în ce domeniu. Dacă privești lucrurile din punct de vedere al siguranței, a comodității, aici eram în siguranță, pentru că totuși la un hotel, și plus ai, deci hotelul este supravegheat de fiecare, deci cu camere video, și dar și
se putea și inclusiv mersul de la aeroport la hotel, se știa toată lumea, era la hotelul respectiv, veneau microbuzele și ne transportau. Așa, dacă vom fi împărțiți în diferite locuri ale capitalei, nici măcar aceste trasee nu se pot crea. Dar v-am spus, dacă privim doar strict din punct de vedere al economiei, deci financiar, sigur, dacă se va acorda acea sumă de care se vehiculează între 3500 și 4000 de ron în loc de circa 8000 de ron cât se plătea lunar, este o economie substanțială în bugetul Senatului și a Camerei Deputaților. UDMR în opoziție. Un lucru bun, un lucru mai puțin bun. Sigur că nu poate fi un lucru bun, pentru că orice partid politic își dorește să fie la putere și să fie la guvernare. Din acest punct de vedere, deci în acest mandat, cel puțin în momentul de față, sigur, suntem în opoziție, suntem destul de puțin vis-a-vis de numărul mare de parlamentari, deci în total suntem 27, deci 18 deputați și 9 senatori. Dar în limita posibilităților încercăm să fim eficienți și să venim cu soluții pertinente la adoptarea și la modificările legislative care vin pe ordinea de zi a Parlamentului. Sigur, fiind în opoziție, câteodată poate chiar dacă ai o măsură bună pe care îl propui, faptul că ești în opoziție, colegii nu adoptă, nu votează. Deci, ca să răspund la întrebare, nu este o poziție bună să fie în opoziție, dar pe moment asta e situația și mergem înainte. Cel mai important act normativ, evident, a fost cel legat de bugetul pe 2013. Am înțeles că nu s-au aprobat niciun fel de amendamente venite din partea grupurilor parlamentare. Da. Da, deci despre buget pot să vorbesc mai pendelete, pentru că fac parte din Comisia B de Buget Finanțe și am participat la discuțiile privind bugetul fiecărui minister. La nivel de opoziție, practic în total au fost depuse 13.540 de amendamente, dacă nu greșesc, de undeva ordine de mărime este asta. Nu s-a adoptat doar câteva amendamente și aceste amendamente au venit din partea puterii și aici mă refer la un singur exemplu, sau de fapt două exemple care s-au adoptat și în Comisia de Buget. O anumită sumă, 1 milion de lei pentru centura de ocolire a orașului Slatina și 5 milioane de lei a primit Secretariatul General al Guvernului pentru cultele religioase. Deci astea au fost două amendamente aprobate. Noi, grupul nostru UDMR, am depus un număr de 81 de amendamente, zic eu toate pertinente, și am depus amendamente care vizează nu numai comunitățile noastre, am depus amendamente, de exemplu, pentru suplimentarea sumei pentru autostrada Transilvania. Din păcate, nu s-a adoptat acest amendament. Am avut, în grupul nostru, am avut întâlnire directă și cu domnul prim-ministru Ponta și dânsii susțin că în momentul de față bugetul țării nu permite suplimentarea. Așadar, în acest an, practic, Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi o să primească circa 188 de milioane de ron, ceea ce înseamnă că se vor achita datoriile din anul trecut pentru lucrările efectuate. Noi am solicitat suplimentarea cu 200 de milioane de ron și aici ne-am bazat mai mult pe finalizarea tronsonului supraacu de Bacău Borș,
pentru că acest sector de drum deja este într-o fază avansată de execuție și suma totală cât ar mai necesita acest tronson s-ar ridica la 300 de milioane de ron. Această sumă nu există și din păcate din câte am înțeles de la factorii de decizie, inclusiv de la domnul ministru Șova, că vor să întrerupă contractul și pentru aceste porțiuni cu Bechtelul. Deci asta ar însemna că se va scoate din nou la licitație și se vor orienta spre finanțare din fonduri europene, inclusiv aceste sectoare care au fost deja demarate. Am mai depus amendamente pentru suplimentarea sumelor pentru drumurile județene și comunale. Am avut un amendament, bineînțeles că s-a respins, am avut un amendament pentru programul Lapte și Corn. Dumneavoastră știți bine și cei care lucrează în domeniu că până în anii trecuți achiziția acestor produse erau făcute de autoritățile locale. Asta înseamnă că puteau concura firme mai mici de pe plan local, de exemplu la nivel de comune și pe masa copiilor ajungeau mărfuri și produse proaspete. Sigur, în acest an s-a făcut achiziția centralizată și, de fapt, achiziția centralizată a mai fost și în anii trecuți și țin minte perfect când eram pe postul de subprefect, am avut foarte multe reclamații pentru că produsele nu veneau la timp, veneau pe mărfuri stricate sau chiar erau înlocuite cornurile cu diferite produse, biscuiți și nici acest amendament nu a trecut. Am mai propus tot o măsură, zic eu, foarte foarte utilă ar fi fost. Există în legea șomajului, în legea 76 pe 2002, un articol care prevede că societățile comerciale care creează noi locuri de muncă puteau solicita de la direcțiile de șomaj credite cu dobânzi subvenționate. Din păcate, pentru acest an și acest paragraf este scos. Pe baza acestei legi, în decursul timpului, deci în anii trecuți, s-au creat foarte multe locuri de muncă, inclusiv aici la noi în județul Sălaj. Eu consider că nu este o măsură bună scoaterea acestui paragraf, dar noi din opoziție am propus și puterea a votat așa cum se cunoaște. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu domnul senator Veiga Alexandru, o emisiune realizată în parteneriat cu ziarul Magazin Sălăjan. Un buget de criză sau nu ajung banii la câte nevoi sunt? Deci putem afirma că este un buget de criză pentru că din câte observăm și dacă ne uităm în legea bugetului, practic pentru acest an s-au scos toate investițiile. Deci practic nu se vor mai face investiții noi, doar se vor termina în limita posibilităților acele investiții care au fost începute pe parcursul anilor trecuți. Și aici mă refer la programul guvernamental 577, care este din 1997, care se referă la introducerea de apă și canalizare în localități rurale, sau ordonanța 7, care tot la asta se referă. Dar și nici aici banii nu vor fi suficient de mult pentru a termina aceste investiții. Deci putem spune că este un buget de austeritate. Acum se spune că banii nu ajung niciodată, da? Putem să vedem și putem să ne uităm și la motivele pentru care nu ajung banii. Părerea mea personală este că în România, în țară, sunt bani, dar
de foarte multe ori nu sunt cheltuiți eficient. Și aici cred că va trebui să gândească actualii guvernanți modul în care se va mări colectarea sumelor în bugetul de stat. Din discuțiile avute cu domnul ministru Chițoiu și domnul Voinea, deja au și anunțat o măsură prin care vor să unifice cele două instituții și mă refer la Garda Financiară și Vama, pentru că au constatat că aceste instituții nu sunt eficiente și nu aduc la bugetul de stat sumele care, la care dânșii se gândesc. Nu știu, probabil va fi o măsură pozitivă, dar din câte am discutat cu personalul din cele două instituții, dânșii susțin că nu va fi o măsură potrivită și nu va, deci această măsură nu își va atinge scopul. Bun, încă o întrebare legată de buget, dacă în privința județului Sălaj aveți vești bune sau nu? Deci bugetul Sălajului este aproape la limita anului trecut, deci nu se vor face investiții substanțiale în acest an din bugetul pe care l-am adoptat. Sigur, și aici mă refer, deci un articol foarte important și foarte este întreținerea drumurilor județene și comunale. Pentru că vedem și dacă circulăm zilnic, observăm care este calitatea drumurilor și Consiliul Județean are niște proiecte multianuale pe care nu știu în ce măsură vor reuși să se achite de aceste obligații, având la dispoziție doar o sumă de 80 de milioane de RON. Deci, dânșii spuneau că ar mai fi fost nevoie de încă o anumită sumă, deci încă de 80 de milioane de RON ca să se descurce din aceste sume. Acum să vedem și rectificarea bugetară, pentru că rectificarea se va face în semestru 2 în funcție de, deci dacă încasările la buget vor fi pe măsură, probabil că mici retușări se vor mai face și la rectificarea din semestru 2. Nici măcar banii pentru asistenții personali nu sunt pentru persoanele cu handicap și știți și în anii trecuți câte discuții au fost și probleme. Nici în acest an sumele nu sunt suficiente, acoperă doar nevoile pe 9 luni de zile. Am și propus și aici, am avut și în acest domeniu un amendament să se mărească suma, dar răspunsul a fost la rectificarea bugetară. Dacă o să mai aibă loc. Dacă o să mai aibă loc. De avut loc, o să aibă loc, pentru că e nevoie, pe nici salariile profesorilor nu sunt asigurate pe tot anul. Deci și mai sunt anumite instituții bugetare care nu au acoperire. Un subiect politic inflamant, așa numitul scandal al steagurilor. Ce opinia aveți noastră pe scurt despre acest mare tâmbălău din omul? Sincer, părerea mea personală este că s-a aruncat această bombă, poate chiar artificial. Nu cred că este atât de important. Nu este atât de important acest subiect. Eu nici nu prea m-am ocupat de ea. Colegii din zona respectivă au dat declarații, a dat domnul președinte Kelemen Hunor. Cred că a fost un subiect aruncat pentru a distrage atenția de la alte subiecte pe care le-a luat guvernul, inclusiv bugetul statului, care este așa cum este. Nimeni n-a mai vorbit în perioada asta de noile taxe care au intrat în vigoare de la 1 februarie pentru agricultori și pentru cei care locuiesc la țară. Sau exemplele pot continua. Sau noile taxe care au fost
puse pe seama societăților care de gaze și de și toate aceste subiecte au fost cumva uitate, pentru că toată lumea s-a orientat spre problema steagului. Din câte știu eu și din câte am discutat cu colegii din zonă, deci aceste steaguri erau arborate imediat de 20 de ani de zile și până acum nimeni nu s-a legat de ea până în momentul de față, când domnul prefectul de Harghita a dat dispoziție la primării ca să ia jos drapelul. Tot în acest context, sau și în acest context, un alt scandal, să-i spunem așa, al posibilei regionalizări sau reorganizării administrative teritoriale a României. Sunt mai multe puncte de vedere. Bănuiesc că cei de la UDMR rămân la viziunea mai veche, cu mai multe regiuni, vreo 16, dacă bine mai țin minte. Da, deci avem mai multe variante pregătite și sunt colegi care se ocupă, care sunt în comisiile de administrație, care se ocupă și chiar săptămâna trecută deja a fost o primă întâlnire în care venim cu niște propuneri concrete pe baza situației economice a fiecărui județ în momentul de față și trebuie văzut care județ cu care poți să legi. Sigur, trebuie să fie legătura foarte apropiată între aceste județe. Normal ar fi și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere cultural să se țină cont. Deci noi avem, din câte știu, și o variantă de 12, cu 12 județe și sigur noi am preferat, dacă vorbim de județul Sălaj, să facem parte dintr-o regiune cu 4 județe, deci asta ar fi o soluție pentru zona noastră, care ar fi Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, cu centrul la Bihor. Deci este o propunere a colegilor din Bihor, unde există deja o înțelegere între toate formațiunile politice, inclusiv indiferent de faptul că se află sau la putere sau din opoziție. Și cred că noi am putea să acceptăm o variantă de acest gen. Modul în care vor funcționa aceste regiuni, sigur, și până acum existau regiunile de dezvoltare, dar activitatea lor a fost cam ștearsă, în sensul că neavând personalitate juridică, sigur, avea o conducere, dar conducerea respectivă era formată din președinții de Consiliu Județene, erau mai mult cu rol consultativ. Deci nu puneau la cale o viziune generală de dezvoltare a regiunilor din regiunilor de dezvoltare. Sigur, dacă se va merge pe ideea și practic scopul asta este a proiectului de regionalizare pentru atragerea mai ușoară și mult mai simplă a fondurilor europene. Deci dacă se va merge pe varianta care se spune și domnul ministru Dragnea văd că declară aproape săptămânal că județele nu se vor desființa și aceste regiuni de dezvoltare vor primi practic atribuții de la ministere, deci deja facem un prim pas spre descentralizare, de fapt ceea ce în ultimii 10-15 ani de zile, cred că fiecare guvern a fost pentru descentralizare, există și o lege cadru de descentralizare, numai că în momentul în care vine la putere, face că uită a pune în practică acest proiect de descentralizare. Pentru că este o reticență foarte mare din partea ministerelor. Deci să lași puterea din mână să dai la regiuni. Pentru viitor, și asta dacă doriți vă spun și din experiența mea proprie, de câți ani lucrez în administrație, ar fi mult mai ușor
pentru un primar, oricare ar fi, Hida, Cristol sau Carastelec, să meargă până la Cluj sau la Oradea cu teancul de proiecte și să nu fie nevoit să plece până la București. Nici măcar benzina nu-i ajunge. Cota de benzină a unei mașini nu ajunge pentru un drum de București dus întors de la o primărie. Deci în ideea asta zic eu că pe viitor trebuie făcută regionalizarea, dar nu sub orice formă și nu oricum. Sunt alte lor de poziție, le-am văzut și în presa locală, cu Zalău, capital de regiune. Păi, sigur că, sincer, sufletește, și eu mi-aș dori să fie capitala la Zalău, dar asta am și spus și în mandatul trecut, că practic noi suntem centrul regiunii, da? Suntem singurul județ cu care avem 4 aeroporturi, da? La o distanță de 80-100 de kilometri. Dar aici o să mai intervină și alți factori și trebuie să ținem cont și de mărimea județului și de dezvoltarea economică. Deci, sincer, mi-aș dori și eu, dacă se va pune o asemenea variantă pe masă și va trebui să votez, cu siguranță puteți fi sigur că o să votez pentru această variantă. Numai trebuie găsită soluția optimă pentru aceste regiuni. Regionalizarea legată de modificarea Constituției. Aici UDMR și-a exprimat deja puncte de vedere. Da, deci legat de modificarea Constituției, după cum ați observat, în cursul săptămânii trecute s-a constituit acea comisie. Avem și noi o colegă, doamna Biro, doamna senator Biro din Bihor, care face parte din această comisie. Vom depune, sigur, modificări la Constituție. Sigur, câteva subiecte s-au discutat de ani de zile, nu vreau să mă repet. Cu articolul 1, cum că statul este, da, unitar, național. Sigur, nu avem nicio problemă cu unitarul, dar avem o mică problemă cu naționalul, pentru că aici putem să discutăm și cred că se va putea găsi o soluție pentru a adopta și această lege care este foarte, de fapt, deosebit de importantă, Constituția României, care nu modificăm în fiecare an, ci va fi pe termen foarte lung. Igor, tot în Constituție ar trebui să introducem, dacă și probabil că o să avem o propunere în acest sens, legat de data alegerilor generale. Pentru că dacă mergem în ritmul ăsta, pe baza actualei Constituții, peste 4 ani de zile o să votăm de Crăciun. Deci va trebui să introducem în Constituție ca înainte de finalizarea mandatului actualului Parlament, înainte cu 60 de zile sau în perioada respectivă, să se poate organiza alegerile generale. Urmând ca în momentul în care se finalizează mandatul, automat intră în vigoare și intră noi aleși în drepturi. V-am dat un exemplu de care știu că am discutat. Dar săptămâna viitoare avem o primă întâlnire, chiar luni, pe tema modificării Constituției și poate într-o emisiune ulterioară putem să discutăm mai mult despre acest subiect. Deci este foarte importantă modificarea Constituției, dar trebuie foarte bine gândit, foarte bine documentat, în așa fel încât să fie o lege valabilă pentru următorii 20-30 de ani. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu senatorul Veig Alexandru. Nu mai avem multe minute la dispoziție, câteva subiecte care oricum revin după fiecare alegeri. Ce se va întâmpla cu directorii UDMR de la deconcentrate? Vor fi schimbați sau va aștepta să fie schimbați? Sau mai rămas prin funcții? Au mai rămas, dar unii deja au fost schimbați, unii au fost detașați. Cu siguranță vor
se vor mai face presiuni asupra lor să-și dea demisiile sau vor fi obligați să plece. Dar dumneavoastră știți foarte bine că și din experiența anilor trecuți, dacă nu se va modifica legea actuală, legea funcționarului public care acordă o siguranță funcționarilor, se vor ajunge, dacă se vor face modificări și schimbări în instanță, și din experiența anilor trecuți putem să observăm că majoritatea proceselor au fost câștigate și în varianta asta s-a ajuns la situația în care la un moment dat o instituție era condusă de doi directori generali. Da? Și nu cred că este o măsură bună și ar trebui odată și odată să intrăm în normalitate și în acest domeniu. Deci dacă ești funcționar public, să ai o stabilitate, să nu mai fii dependent politic, dar asta să fie valabilă pentru toate formațiunile politice, nu numai pentru opoziție și cei de la putere. Și atunci poate că și activitatea acestor instituții ar fi mult mai bună. Deci, revenind la întrebare, din câte știu eu, mai avem 3 sau 4 directori. Este doamna Motorci, care este încă în funcție, doamna Ciutoc, cred că este delegată, dar nu cunosc exact situația dânsei, și mai avem director adjunct. Nu cred că la nivel de director adjunct, mai ales acolo unde cei care își văd de treabă și lucrează eficient, că se vor face presiune asupra lor. Ce puțin asta sper. Apropo de schimbări, deci dumneavoastră sunteți adeptul de strângerea activității acestor deconcentrate sau să rămână lucrurile așa cum sunt acum? Și în contextul modificării Constituției, a regionalizării și așa mai departe. Cred că trebuie analizată fiecare instituție în parte și sigur, activitatea dânșilor nu cred că se poate restrânge foarte mult. Eventual s-ar putea face anumite modificări de a mai cumula din aceste instituții. Și aș da numai un exemplu. Vedeți, dacă până în anii trecuți Ministerul Muncii avea o singură direcție de muncă, acum sunt 4 instituții. Nu știu dacă este un lucru bun sau rău. Dar a trebuit analizată și asta. Pentru că fiecare instituție are aparatul tehnic destul de stufos și practic cei care se ocupă efectiv de activitatea de control sau de efectiv de activitatea care ține de instituția respectivă sunt destul de puțini. Dacă ai o instituție, trebuie să ai birou financiar, sunt 2-3 directori administrativ. Deci dacă s-ar uni aceste instituții care se pot uni, bineînțeles, acest aparat suplimentar s-ar putea restrânge. Deci eu sunt adeptul ideii și spun că în instituțiile bugetare încă se pot face modificări, inclusiv reorganizări, poate și de reduceri de personal acolo unde este cazul, deci nu faci la unison la toate instituțiile la fel. Trebuie analizată fiecare și poate în unele locuri mai sunt nevoie de oameni, pentru că în ultimii 2 ani de zile de când s-au blocat și aceste posturi, sunt foarte multe instituții care lucrează cu deficit de personal. Deci dumneavoastră știți foarte bine câte probleme aveți la instituția pe care îl conduceți. Și asemenea situații sunt și în altă parte. Dar, din păcate, nici în acest domeniu nu avem vești foarte bune. Din câte știu și din câte am auzit, posturile respective nu se vor debloca nici în acest an. Foarte multe primării au probleme. Pentru că pe parcursul unui an, 2 ani de zile, totuși sunt și ieșiri naturale, gen pensie, sau omul își găsește un alt job în altă parte, poate în sector privat,
și pleacă de la instituție și știu foarte multe cazuri de primării care lucrează la cota de avarie, deci efectiv nu au personal. Bun, o ultimă întrebare, domnule senator, în această emisiune. Care sunt cauzele pentru care UDMR a pierdut în alegeri? Faptul că au fost mai multe partide maghiare? Sau care considerați dumneavoastră că au fost cauze pentru care n-ați obținut un scor pe care deci l-ați așteptat, că oricum v-ați așteptat un pic mai bine decât ați obținut? Da, într-adevăr, motivele au fost mai multe. Și nu putem neglija nici faptul că în anul trecut, la alegeri, am avut un partid care viza tot cetățenii de etnie maghiară, pentru că noi trebuie să recunoaștem că majoritatea voturilor, în proporție de 99%, poate vin de la cetățenii de etnie maghiară. Deci a fost, ne-a influențat cu câteva sutim, dar nu foarte mult. Deci, după cum ați observat, noi am luat și la alegerile locale, pentru că și acolo am avut contracandidați, circa peste 90% din voturi și la generale mult mai mult. Deci, sigur, dacă nu erau aceste dacă nu era această concurență, poate numărul de deputați și de senatori era puțin mai mare, dar nu substanțial. Deci undeva la 3-4 posturi ne mai puteam aștepta. Nu putem exclude nici faptul că, sau neglija nici faptul că în ziua alegerilor vremea, sigur, n-a ținut cu noi, dar n-a ținut cu nimeni. Dar și asta a fost un motiv de care nu prea am ținut cont sau n-am putut previziona. Și mai sunt poate și alte motive care va trebui să le analizăm, că sunt păreri pro și contra, cum că și din rândul populației maghiare, cum că UDMR-ul este de 20 de ani de zile în Parlament, de fiecare și în anii respectivi sau în foarte mulți ani a fost la putere și în momentul în care ești la putere te și erodează puterea, pentru că a trebuit să luăm, știți, guvernul Boc a luat acea măsură cu tăierea salariilor cu 25% și cumva și noi am fost băgați în aceeași oală cu partidul de guvernământ. Deci și acestea au fost motive. În momentul în care omul analizează, nu prea scoate în evidență efectele pozitive ale guvernării, că nu n-a mai ținut cont de faptul că în localitatea Cutare s-a făcut asfaltare de drum, că se lucrează la introducere de apă, l-a deranjat foarte mult buzunarul, da? Buzunarul fiecăruia odată cu tăierea de 25%. Deci au fost anumite motive pentru care și noi și cetățenii de etnie maghiară, decât să meargă să voteze, poate au preferat să ne taxeze. Dar ați văzut, nu a influențat în mod foarte substanțial. La final, dacă dumneavoastră mai doriți să spuneți ceva, să subliniați ceva, vă rog. Da, eu vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încredere, având în vedere faptul că sunt pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune în calitate de senator, și să-i asigur că o să folosesc toată experiența mea din administrație pentru a adopta legi bune, potrivite pentru cetățenii României și pentru cetățenii din Sălaj. Sigur, mai mult, sigur, toate legile sunt foarte importante, dar cumva legile care vizează autoritățile locale, societățile comerciale, crearea de locuri de muncă, pentru mine sunt prioritare. Vă mulțumesc, domnule senator, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisolul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. O zi bună în continuare. La revedere! Mulțumesc și eu!